spune că din neam s-o moșteni din sânge, din neam în neam, din strămoș în moș, din părinți și ziu, dar pot să spun mai mult că de la Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta, poate că să păstorez, să fiu cioban, să am grijă de oi, de animale, numai de oi, de tătiare, să fiu gospodar. Eram copil, mie mi-au fost dragi oile de când m-am născut, pot spune. Când fătau oile, acolo, prin februarie, eu meream și le mulgeam, când trebuia lapte de oaie, că și nu era ca mine. Atâta mă spădeam și atâta mă băteam, bă, copile, lasă oile, mă, lasă-mă, fă ce dum. Cum să mă fac dum dacă mi-s dragi oile? De ce vorba spune, și Dumnezeu să mă ferească de rău, banii zoci dracului? Serios! Banul te duce la rău, banul te duce încolo, că dacă n-ar și banii ăștia, că, Doamne ferește, nu vezi unde mere lumea asta, numai pentru bani, pentru bani, pentru bani, pentru bani. Dacă dispar țăranii, dispare și țara, că țăranul a fost alpa țării. Și, nu, că de pe mâinile noastre trăiește, trăiesc oamenii din țara asta, de pe mâinile noastre, că eu dacă mă duc să vând sau dau 100-200 de chile de brânză, le vând, alea sigur merg în toată țara. Și alți oameni poate mâncă de pe pâlnile mele, dar nu conștientizează oamenii. Azi iarnă, am mulți două vași, din toamnă iarnă eram cu ele întoamnat, îmi lăsam oile singure, vineam, mulgeam vași și le duceam laptele la lăptărie. Îmi dădeam un leu pe litru de lapte, pare bagiocură. Mai bine îl dau la câini să mânșe câinii și să înșe câinii buni, că ei mă păzăsc de animalele sălbatice. Și te duc la magazin și îl cumperi coblii. Dar unei cinstea. O să sunt ceașul, ia munia ce călca o să te omoră. De unde să știu, când colo până i-o luată oaie, tot o zăbgit-o, deci o prins-o cu gura de spinare, i-o lupt spinarea. Ia așa ni să vii, i-o lupt spinarea. Și atunci, de atunci, continuu, nu ne dormite cu cetri, cu bolohani, trebuie să stai foc făcut în găcoșări. Avem câini. Cam unde ești eu și unde ești dumneata, el era călare pe capă, câinii bătea pe lângă el, era cu laba, ține cu o labă, ține de grabă și cu una stăce pe capul capului să nu răgnească capul. Da, una sună azi așa cu el, mare mă, cât o vacă, negru, cum e murea. Sub un brad, că deja am ajuns la pădure, așa mai să vide. De atâta fobaie acolo după ce au fost de la 1 septembrie, umbla lupcii și ne-au cam curățit de câini. Te salut, Ionuț, și bine te-am găsit. Bine ați venit. Bucur că ați ajuns și pe la noi. Mă bucur că te-am întâlnit și eu și că am avut ocazia să te cunosc. Mă bucur că te-am găsit în arealul tău, unde îți place cel mai mult. Da, în aerul meu spiritual, cum pot spune așa, hobby-ul meu, pasiunea mea, dragostea mea, suntem aici. Serviciul tău. Da, serviciul, job-ul meu. Deci toate le poți încadra aici, pentru da, că... Da, toate. Din cât ți-am mai zis și eu, tu ești făcut pentru așa ceva. Da. Tu ai primit darul ăsta de la Dumnezeu ca să poți să stai pe lângă animalele astea, da, animalele cele mai iubite. Aștia, numai Dumnezeu mi-a putut da în sânge pasiunea asta și numai și-am prins de la moși, de la strămoși, de la părinți. Numai asta ne leagă față de ele, că altceva... Și dragostea asta de unde o ai, Ionuț? Pot spune că din neam
s-a moștenit din sânge, din neam în neam, din strămoș în moș, din părinți și ziu. Dar pot să spun mai mult că de la Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta. Poate că să păstorez, să fiu cioban, să am grijă de oi, de animale, numai de oi, de tătiare, să fiu gospodar. Și... no, vreau să duc mai departe tradiția, pentru că văd că dusă-mi în cergere și aș vrea oarecum să îndrum, să fac tineretul din ziua de astăzi, să se apuce și ei, că cu aia nu mor de foame. Cu animalele nu mor de foame, că animalul îi dat de la Dumnezeu. Ca să ne producă nouă, să ne întrețină pe noi și noi la rândul nostru să ne întreținem pe el. Și, da, cam așa e. Eu nu știu de la câți ani ciobănești. Pot spune că de mic copil. De mic copil, când eram micuț, mi-eram sfădit și eu, n-avem mult, avem câteva 20 de ori, eram micuț. Luam botica și oițele și eu merem cu ele, merem. Dacă pe mine mă taie prin cap să mă duc într-un vârf de deal, eu merem într-un vârf de deal. Nu conștientizam că voi, uite, poate este urs, poate este lup, poate Doamne ferește vine și mă mâncă și pe mine și oile. Nu, eu acolo trebuie să mă duc, acolo merem cu ele. Și de la vreo 7-8 ani, 7-8 ani, de mic, de când nu conștientizam, nu. Eram copil, nic. Mie mi-au fost dragi oile de când m-am născut, pot spune. Când fătau oile, acolo, prin februarie, eu meream și le mulgeam. Când trebuia lapte de oaie, că și nu era ca mine. Atâta mă sfădeam și atâta mă băteam. Mă, copile, lasă oile, mă, lasă, mă, fă-te dom. Cum să mă fac dom dacă mi-e dragi oile? No, și am se bucură, no. Se bucură. Bunii se bucură să mă vadă cum îs. Hăi, alalți au plecat în haia lumea, poate că mă văd de sus. Cu siguranță se bucură și te văd undeva de sus și te îndrumă ca să reușești în ceea ce ți-ai propus. Și spune-mi, te rog frumos, oile care le-ai avut tu, primele oi, le-ai cumpărat tu sau le-ai primit de la cineva? Nu, alea au fost moștenire de la moșu. De la moșu, de la bunicul tău? De la bunicul, alea au fost moștenire de la moșu, alea au fost soiul nostru din oile noastre, așa ne-am dus pe parcurs. Și după când am apucat și eu de maturizez un pic, știi, când apucă tânărul de face 18 ani, în floarea vieții, vreau să fac aia, să mă măles, să fac aia, le-am vândut toate și m-am dus în străinătate. Și după am eu părul rău, am stat 3 luni de zile în străinătate și după am venit acasă și mi-am cumpărat oi. Că n-am putut să stau când te duci acolo și... sunt niște chestii, că dacă ești învățat așa în liniște, în locul ăsta liniștit, așa în liniște, tu să fii numai tu cu tine și cu Dumnezeu. Și să mergi acolo în hărmălaie, în gălăgie, mașini, motoare, tătă ziua, picamă și nu mai știu ce. Dar nu! Și zic, am stat și m-am gândit eu mai bine, mă, nu fac bine ce fac. Cu totuși că am fost tânăr și vai, că vreau să fac bani mulți, că și eu am fugit după bani. La 18 ani deja gata, vreau să fac bani cât de mulți. Dar degeaba, că banii n-aduc fericire. Am e bine, ți-aduc ia oile astea, ți-aduc fericire. Că banul nu. Deci ai realizat și tu că banii nu-s pe primul loc. Până la urmă, tu să fii în păcat sufletește și să-i fii mulțumit cu ceea ce faci. De ce vorba spune, și Dumnezeu să mă ferească de rău, banii zi ochii dracului. Serios! Banul te duce la rău, banul te duce încolo, că dacă n-ar și banii ăștia, că, Doamne ferește, nu vezi unde mere lumea asta, numai pentru bani, pentru bani, pentru bani, pentru bani. Și pentru suflet nimica. Pentru suflet nimica, că nu se gândesc că pe haia lumea ei merg numai cu sufletul, nu și cu bani. Că ce, că țapă o groapă de 2 metri, te bagă acolo și unde? Bagă banii cu cine? Suntem egali. Suntem egali, fiecare în fața lui Dumnezeu. Că ăla-i bogat, că ăla-i sărac. Când mergem în pământ, suntem egali, acolo la judecată.
Dar degeaba că... Au, lumea în ziua de astăzi nu mă conștientizează, nu mi-au credință în Bunul Dumnezeu. No. N-ai ce spune, n-ai ce face. Dacă spui la unul, mă, fă așa, vin stare să-ți dea în cap. Și tu îi spui de bine, dar el mere către rău. Da? Știi cum s-a ajuns, Ionuț? Acum rău judecă binele. Deci foarte, binele nu-i normal. Foarte mult, foarte mult. Deci s-a ajuns ca să se judece rău, să judece binele. Foarte mult. Și nu știu ce încotro a mere lumea asta. Ca mere spre bine, ca mere mai spre rău, ca către rău suntem duși. Nu suntem duși către bine. Munca țăranului nu mai e apreciată. Și... No, dacă dispar țăranii, dispare și țara. Că țăranul a fost alpa țării. Și no. Că de pe mâinile noastre trăiește, trăiesc oamenii din țara asta, de pe mâinile noastre. Că eu dacă mă duc să vând sau dau 100-200 de kg de brânză, le vând. Alea sigur merg în toată țara. Și alți oameni poate mâncă de pe pâlnile mele. Dar nu conștientizează oamenii. Că munca noastră nu-i plăcită, că mai degrabă importă și aduc din alte țări decât să aducă să promoveze marfa noastră. Și marfa voastră care e un produs foarte sănătos. Da, e bio. E bio. E marfă bio produs aici în câmp, igienizată. Deci să nu spună oamenii că apă să încerci murdar pe mână. Păi normal că ești murdar pe mână, dar laptele nu te teame că e curat. Da? Unde ajunge? Nu știu. Unde a mere viitorul. N-aș vrea să văd. Dacă aș ști că s-ar duce spre oierit, spre ciobănit, aș vrea să văd. Dar cam rar în ziua de astăzi la tine să le placă oile. Cam foarte rar. Nu le mai plac oile. În mizerie și în ploi. În zona ta mai sunt tineri care să iubească așa de mult animalele? La cum mine în tu? Sat, să spun cinstit, la mine în sat îs numai eu. Din generația mea că am fost 1, 2, 3, 10, câți am fost? Nimeni și unul. Să stai la coada oilor, la coada vașii, nimic, tăți. Unul s-a dus încolo, unul a luat calea străinătății, ălalalt, în toate părțile sunt prăștete. Și au ieșit din sat, deci nu mai vin înapoi. Dar e un sat bătrânesc a tău? E sat bătrânesc. Deci e ca un fel de cătun de ăla de pe munt s-a pus aici, să zic așa. Cătun, pe cine te vizitează? Mai vezi câte un oi, câte un șchiop pe drum? Cine e tu tăti dus, dar stau la coada oi, la coada vașii, nu stă nimeni. Că mea asta cât e un bătrân, cât e o bătrână, ia așa nimețân, cât e dau 3-4 oi, cât e o văcuță. La noi s-a gătat și cu izlazul, nu mai sunt vași de șurdă, cum să zicem, e de mult. Nu sunt vași, o vându oameni, eu văzut că nu mai are. Păi eu am mulți două vași. Azi iarnă, am mulți două vași. Din toamnă, iar așa eram cu ele întoamnat, îmi lăsam oile singure, vineam, mulgeam vași și le duceam laptele la lăptărie. Îmi dădeam un leu pe litru de lapte? Pare bagiocură. Bă, mai bine îl dau la câini să mânșe câinii și să înșe câinii buni. Că ei mă păzăsc de animalele sălbatice. Și te duc la magazin și îl cumperi coblii. Dar unei cinstea. Asta. N-ai ce faci. N-ai încotro. Trebuie să giu, trebuie să faci așa cum ți-a dat. Așa trebuie să lucri. Cât primești, atât ai. Bate-l de-o pită. Că restul poate le ai. Eu consider că cu răbdare și cu perseverență o să ajungă și vremurile alea în care munca voastră o să fie apreciată. Să dea Dumnezeu. Pentru că o să fiți pe cale de dispariție, după cum am mai zis și mai repet, și o muncă nobilă. Să dea Dumnezeu. Chiar în care nu oricine poate să facă treaba asta. Chiar mă rog. Și trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare și cu perseverență, bineînțeles, și să muncim. Că fără muncă nu poți face nimic. Da. Fără muncă, chiar fără muncă,
Și un om care merge la fabrică, dacă nu lucră, n-are ce pune pe masă. Ai fost în fabrică? Da, am lucrat și în fabrică. Cum ți s-a părut acolo? Foarte greu față. Foarte greu față de animale, foarte greu față de ciobănii, pot spune eu. Acolo lucrai 12 ore cu 24, acolo când se nimere tura de noapte, trebuie să stai toată noaptea. Și drept, erai două zile liber, hai în alea două zile, nu puteai să dormi, că aveai de lucru și acasă. Da. Și plus, poate că mergeai și noaptea și ți se deregla cumva și somnul. Da, foarte mult s-a deregla somnul, deja odihna nu mai fost odihnă. Și la oi așa, deja odihna nu mai e odihnă. Deja pe timpul verii, deja când te cuși la 10, la 11, dimineața la 4 jumate, la 5, cu totuși că creierul se adaptează. Deci creierul se adaptează la o oră fixă. Totdeauna te trezești înainte de ora exactă, când trebuie să bagi la muncă, totdeauna te trezești. Așa s-a obișnuit creierul. Nu-ți mai trebuie alarmă sau ceva. Te trezești și gata. Ce încălci de la sungă, la găleată, de zămulg. Așa-i. Și tu de la ce vârstă ai început să-ți crești numărul de oi? Am avut și către 50, când aveam vreo 17 ani. Dar după am dus în scădere, că nu mi-a fost, eu n-am avut ajutor de la stat, știi, n-am avut subvenții, n-am avut ghelea, nici n-am avut pământ, eram și cu școală, deci aveam școală, eram la liceu la profesională și, m-am gândit odată, zic, mă, dar pe ce să n-am un serviciu, pe atunci le-am vândut, la 17 mai, către 18 ani, atunci le-am vândut oile, deci. Și n-am ales un serviciu, că de fapt, să nu mințesc, am lucrat întâi în fabrică și după am mers în, sănătate. Și după mi-a părut rău, că zice. Și am zis, când ajung în România, sigurat, o să-mi cumpăr ui. Și aia a fost, mi-am cumpărat ui și am ciobănit toată vara. N-am ciobănit în Călimancă, am ciobănit aici pe munții Gurghiului, în Sălază. Unde ai început tu să practici meseria asta? La șes sau la munte? La munte. Deci când o fost ciobănia, să învăț eu ciobănie, a fost un singur om. Am un unchi care stă în Idișel pădure, el a fost singurul om care pe mine m-a învățat ciobănie. Pe un sfert, pe jumătate pot spune că el m-a învățat ciobănie. Am pe parcurs, am fost cu mai mulți bătrâni, cu mai mulți oameni, am învățat și de la am furat. Uite, el așa face, dar atunci am văzut ciobănia care e ciobănie la 13 ani. Atunci am văzut care e ciobănia adevărată. Atunci m-am dus în munte, dădeam în strungă și mulgeam vaș. Atâta făceam. Și eram numai eu cu el, cu un unchiul meu, cu un ceaș. Atât. No, acolo am văzut ciobănia, acolo am văzut urs prima dată în viața mea. Atunci am văzut prima dată când se țâpă usul în coșor și ia oaie și pe parcurs ce le-am învățat. Lup, ăștia ni. Deci ai început de la strungar. De la strungar și eram și strungar, făceam și brânză. Deci pe mine m-a învățat la 13 ani să fac brânză. Să fac caș. No. Și de acolo încolo am suit. Când am fost de 14 ani, mă fula mulți, m-au legat. M-au legat cu centura de spătar să nu mă tragă oile, că eram slăbuț. Am un slăbuț atunci, eram mai slăbuț, eram micuț. M-au legat cu centura de spătar să nu mă tragă oile. Multe amintiri, foarte multe, care poate că pe viitor o să le povestesc și la moștenitorii mei, dacă o să ducă mai departe. Unde ți se pare cea mai frumoasă ciobănie? Ciobănie? La munte sau la șes? La munte e mai faină ciobănia, da. E urâtul ăla, al mai mare, ți-urât, nu vezi un om.
vezi un om odată la lună, odată pe săptămână, vezi un om, mai vezi turiști, străini, nu ce poți înțelege cu ei și parcă cum se dor să schimbi o vorbă cu cineva, stând singur, apă mu se vorbește tă ziua singur cu oile, apă mu ce ură și de-a treabă, eu mă vorbesc și cu oile, ele te ascultă, ele nu zic nimic. Și? E fain la munte, deci e fain, e priveliște, tătuși, câteodată stai și te uiți, nu mă, vezi poieni, vezi o turmă, nu bă, i-au băgat la strungă, nu bă, ăștia mă porni, bă, e foarte fain, e fain la munte. Dar câteodată ce, urăști, bă, tot în munte nu vezi om, nu vezi nimica, nu schimbi o vorbă cu nimeni, numai tu cu încă unul și... Apă, no, așa, și mai departe, tu te-ai luat cu ele, te-ai dus. Tu ești acum la sterpe. Eu sunt la sterpe. La sterpe, că sterpile sunt mai multe. Mai de încredere. Nu e ușor la sterpe. Nu, foarte. Îți zic din start că nu e ușor la sterpe. Îți miei, îți cârlani, îți... Uei jucăușă. Vezi că mânzările stau și mâncă, dar ăștia când s-apucă la jucat de pe o caustă pe alta. Și trebuie să ai grijă de miei mici, am văzut da. Că foarte mulți rămân în urmă. Foarte mulți miei mici să pun să culcă și dacă nu ești om băgător de seamă să te uiți, să-i observi, vine lupeiul sau vine vulpea și-i mâncă. Și acu-i paguba, dar a ta, nu-i. Ce poți să-mi spui de clopul din cap? Ai un clop tare frumos. L-am tot urmărit, am tot uitat la el. A fost un fel de clop tot normal. Clop normal, ca tot omul ce poartă în cap. Numai atât are bebe și pe el. Ăsta atâția bani au făcut și atâta l-am purtat în cap. De amundată e aici, ne-a tot să face greu că l-am purtat în cap. Deja cum l-a plouat, deja trebuie, știi cum e, tot ni se lăsa așa nea pe uși, pe uși, l-am tăiat, cu farfeca, știi? Apă, ca să stea numai pe vârful capului, dar nu stă nici pe vârful capului, că tot să-l lasă în jos când plouă. Mie-mi plac foarte mult pălăriile astea, clopile astea, cum se zice la noi, tradiționale. Foarte mult, eu am acasă pălării, dar... decât să le murdăresc sau să le strâng, mai bine pe ăsta, că te tacă unul. Ce te împinge să mergi mai departe în domeniul ăsta? De unde ai atâta putere? Nu știu. Numai de la Dumnezeu putere. Am. Numai de la Dumnezeu am putere, dar... Cred că hărmetare mă trage foarte mult dragostea față de animale, față de oaie, față de... Ni drag, nu poși, eu am unii, mă duc acasă, nu pot să stau poate că mai mult de două ore, eu trebuie să viu înapoi. Tătă iarna mă rugam, dă Doamne iarbă, dă Doamne căldură, dă să vie primăvară odată, mă pot duce de acasă. Nu-s învățat să stau acasă, eu-s învățat pe hotar. Pot spune că casa mea e hotarul. Am fost acasă, am stat două luni de zile cu fătările și după am ieșit la deal. Eu deja în martie am fost aici. Repede ai ieșit cu ele? Foarte repede, când o dat iarba, eu am fost aici. Și am umblat până în 10 ianuarie cu ele. Oile mi-au început să-mi fece numai din 5 februarie. Și nu pot spune din 5 februarie, că în 5 februarie mi-a fătat prima oaie. Pot spune deja că la mijlocul februarie au început oile să fete ca lumea. De-aia sunt miei așa miști. Dar mie îmi pare bine că... Știi cum e? Chiar dacă nu-i dau amul de Paști, eu îi dau la toamnă. Că eu cred că atâta brânză am cât să mânc și cât să vând, da? Mai bine îi dau să știu că... S-au făcut și știu că eu ceva pe ei și cumpăr oile pe ei. Și tu ce urmărești acum la oile tale? Vrei să ți le schimbi? Vrei să ți le formezi într-un fel? Da, vreau să mă dau pe un soi anumit. Vreau să mi le selectez și eu, ca tăduam. Am breză, am berbiș brej,
Am și breză, nu pot să zic că îți mulțumim foarte tare de breză. Eu n-am avut probleme cu brezele. Chiar sunt foarte bune de lapte și am avut voi cum să cade. Dar am oacișă și de ăștia, a mele mai multe oacișă și tot la fel ca brezele. Poate că nu întreg, dar sunt bune, sunt foarte bune. No. Eu-s mulțumit de soiul meu, îs mulțumit de oile mele, că producția am, așa că... Ai spus că e un sat așa, mai bine numit Cătun. Da. Sunt multe animale în satul tău. Nu. Nu, bun. Oamenii cum îs cu tine? Sunt înțelegători? Adică te acceptă că umbli cu oile pe acolo pe terenuri? Știi cum e? Oamenii în ziua de astăzi nu înțeleg. Sunt oameni ciudoși. Tu de ce ai, tu de ce faci, tu de ce te cinui. Dar face ce voi, dar nu fac. Dacă te văd că te-ai dus cu oile tale pe locul lui, chiar dacă locul îi plin de scini. Și tu te duci cu oile pe acolo, deci ai mers pe locul meu, trebuie să-mi dai brânză pe loc. Doamne ferește, păduce-vă, curăță-ți locul. Eu fac ce vreau cu locul meu. Nu poți. Oamenii-s răi în ziua de astăzi. Oamenii-s răi, nu mai susțin tinerii, nu mai chiar vighe pe o, să mânci o cauză de pită și să te vadă în genunchi pe la pământ. Așa-s oamenii. Nu pot să zic altceva, că eu știu că atâtea năcazuri m-am mâncat, până la 21 de ani, atâtea năcazuri m-am mâncat, numai Dumnezeu Sfântul știe. Numai Dumnezeu știe. E greu. E greu când ai ajutor. Când n-ai ajutor, e foarte greu. Când știi că nu te susține nimeni. Și numai tu de unul singur ești. Numai eu singur. Am fost singur la fătări. Am fost singur întomnat. Gândește-te, domnul Ovidiu, că eram cu oile întomnat. Avem 150 de oi în grijă. Oi de la oameni. Și vineam dimineața la 5, eram trezând, mereu mulgem vașile, fugem, coșarul mi era la 400 de metri de casă. Gândește-te, umbla lup, umbla urs, eram cu o frică în mine, cu un gând în mine, mă, repede să gat vașile de mult, să fug la ui, să văd, să nu știe ceva. Și, vineam, mulgem vașile dimineața, seara iar. Bagă-le în coșar, fugi repede, mulgi vașile, iar fugi la ui, să nu Doamne ferește. Și am pățit-o. Și numai de unul singur. Numai singur am fost. Asta e cel mai rău. Foarte asta rău. E cel mai rău, de unul singur. Te zbați. Da, uite că văd că nu renunți. Nu și renunț. Perseverez. Nu renunț, că am putere. Auzi, de-ar mi-e și bate unul ca mine. De-ar mi-e și bate unul ca mine. Să am unul ca mine lângă mine. Am face treabă, n-am și bate. Eu nu mă tem de lucru sau nu știu ce, că aș lucra și aș hămăli și aș face. Păi eu mulg 200 de voi singur. Ți s-a întâmplat să mulți singur? Am mulți de multe ori, foarte. Alea nu ți-e povestit. Am mulți de multe ori singur și m-am cinuit. Poate că o dura mai mult, dar le-am mulți de mulți. Mi-am făcut treaba. Și oriunde m-am dus, mi-am făcut treaba. N-am avut comentarii. Dar e greu, e foarte greu. Și nu mă plâng că e greu. Că mă simt în putere și pot să lucru. Și, nu. Să-mi dea Dumnezeu Sfântul putere să pot să lucru mai departe, că la ușa așa nu renunț, oricât și așa de ele nu mă lăs. Că poate că dacă mă lăs de ele, atunci mă gad eu cu tătul. Să-ți ajute Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Și să te văd peste câțiva ani, peste 10 ani cu 500 de oi, să una și Dumnezeu. Una. Să dea Dumnezeu, numai să mă șie și ca să înțeleagă lumea că nu poți să-ți faci așa de repede o turmă de oi. Nu. Dacă nu, tot nu, vrei nu, să-ți faci o selecție și să-ți faci o turmă frumoasă de oi pe placul tău, durează. Durează ani, chiar ani de zile durează să poți să-ți faci o selecție. Și trebuie să ai și dragoste, și ochi. Ochi, ăștia semne importanți, trebuie să conștientizezi, bă, asta e bună, o ții, asta nu-i bună, nu o ții. Dacă vrei să ai selecție ca lume, dacă nu, ține ciucul, cum le spui. Numai să ai la număr. Bă, dacă ai numai la număr, tu nu-i strebui, că... Nu, așa e. Ionuț, după ce s-au terminat treburile, am mai venit să mai povestim un pic. Ați avut foarte mult de muncă și v-ați împărțit.
Da. Și nu m-am putut împărți nici eu cum aș fi vrut. Da, așa e la noi. Ne împărțim fiecare cu treaba lui. După ce se gata vașile de mulți, oile de mulți, vașile, fiecare își e bota în mână și mere cu turma care are. De exemplu, eu uite, am luat stăpile și m-am dus în porneală cu ele. Până la ce oră stai cu ele? Până la 10. Poate și mai mult, depinde cât e de sănin, dacă se vede noaptea, stăm până la 12. Dar nu prea mâncă, că se culcă. Sătule. Sătule, cum se vede și amul în spațiile nostru, culcați voi ele sătule. Dar să pornesc iară după ce stau o 10 un jumătate de 6. 10 minute jumătate de 6. Când mergeai în munții Călimani, câte zile făceai până acolo? Două zile făceam în jur de 100 de kilometri. Făceam, pauneam dimineața de la 4, mulgeam oile, hai nu la 4, la 5 să spun mai adevărat. La 4 ne trezăm sau la 3 mulgeam. Și la 5 era porneala, porneam cu ele, ca pe 2 să fim pe autostradă. Și meream cam vreo 30 de kilometri pe autostradă. Și după o făceam pe un plai, pe un drum forestier, să zic așa. Și acolo înoptam, ne prindea seara, pe un drum, pe un plai, acolo înoptam. No. Era greu, foarte greu era pe autostradă, mașini, tiruri, oameni neînțelegători, claxonau după tine, strigau după tine, vă făcea în tăfelul, fă foarte greu. Și odată ce ai scăpat de la drumul țării, cum spunem noi, era bine. Mi-am duc aminte în prima mea transformanță, prima mea plecare spre munte, eram copil mic. N-am știut să mă pregătesc ca oamenii bătrâni, n-am știut că atâta de departe și nu știu. Apoi cu șizme, m-am opărit la picioare, n-am mai putut mere, mă puneam în căruță. M-a învățat un om bătrân, prost pot să-i spune. Fășe, bă, copile, du-te, bagă-te în apă reașe, mai rău a făcut. Atunci a s-o scorțit tot și mai rău și n-am putut mere după ui și vai. Noaptea două, nu mergi găsăi, acolo când ajungei de ce puneai înoptat, care cum apuca o pătură, o bandă, un țol să te cope noaptea. Eu, ca copilul, de unde să știi, am luat pătura de pe măgar să mă cope cu ea. N-am, m-am pus iar lângă foc, când mă învârceam pe o parte, când mă învârceam pe alta. Așa e. Și oile le-ați mai mult sau le-ați mult numai în munte? Nu, le mulgeam numai când ajungeam la stână, în munte, atunci le mulgeam. Până atunci le mulgeam cum a fost amul și după aia când ajungeam, atunci le mulgeam. Nu erau ujerele închetrite? Nu, din cauza că nu apucau să mânce și oile tă pe drum nu dădeau lapte. Oile de pe drum, cum era tot hămălice să meargă într-una, nu, n-aveau lapte. Și nici vașile n-aveau lapte, că aveam și vași, dar nu, n-aveau lapte. Rezistau. Poate că vașile le mulgeam, dar oile nu. N-aveau nimica. Când ajungem, că azi, a doua zi ajungem, cam pe la vreo 10. 10 dimineața eram în poiană cu ele și le băgam direct la primul lucru care era nu să descarci bagajele sau ceva, că băgai oile la stângă și te apucai de mult. Ce greutăți ai întâmpinat în munte? Ce te-a marcat? Timpul, vremea, că e foarte deosebită față de hotar aici când stai la hotar în sat, foarte. Acolo sunt mai multe ploi și nu-s ploi calde, că-s ploi rău și îs vântul, e frig, e diferită clima față de aici. Acolo când se pune o beznă, o ceață pe munte, nu mai vezi, poate că o săptămână nu mai vezi soarele. Ce s-a întâmplat? Da,
Mi s-a întâmplat în chiar anul trecut când am suit la munce, am suit prin 10 iunie am suit la munce. Și mi s-a nimerit chiar săptămâna aia cu ploaie și cu vânt și cu ceață, că nu vin, toată săptămâna n-am văzut soarele. E foarte greu, nu? Și cu animalele sălbatice. Am un naufo, anul trecut naufo, dar au fost anii trecuți, când umbla, aveai bătăi de cap. Nu era zis să nu-l vezi. Ori între vaj, ori între ui, ursul. Lup n-am prevăzut, dar urs era continuu. Ce făceai când venea vreme grea? Când venea tunete, fulgere? Spun cinstit, eu de-alea m-am chemut toată viața mea. De fulgere și de tunete și de trăznete, din cauza că am văzut ce s-a întâmplat, pe cât s-a trăznit și turme de ui și pe vârf de munte, că e foarte periculos la munte. Chiar omul ăsta unde am fost eu la ui anul trecut, chiar un copil de-a lui a fost trăznit, fulgerat acolo, în poiană unii stână. Și de-alea m-am chemut eu totdeauna, m-am rugat la Dumnezeu să mă ferească de-alea, că nu știi, nu, n-ai de unde să știi. Numai când te-o pălit, nu, ești dus. Când vine vremul de-alea grele, știi din star, nu te băga sub brad, ferește-te de lemne sau nu știu ce, că să putea, Doamne ferește, să trăznească. Și am văzut chiar cu ochii mei când o trăznit într-un brad. Îți spun sincer că din vârf până la rădășină l-o crepai așa nindouă, fulgerul când a intrat în el și arde. Încă de-al eu n-am văzut. Și nu numai la munte, poate și într-un vârf de ăsta de deal. Când trăznește, să nu fie aproape. Cam așa e. Viața la munte e foarte diferită față de asta la hotar. Aici ai liniște, n-ai treabă. Nu te cumprinde un dor? Am unii dor să mă duc în munte, dar am un dorul mai trece, mai... Îl stâmpi. Ce mai gândești? Bă, poate dacă meream în munte, poate nu mi-era așa bine ca aici. Cu tătuși că, da, mula oile mere mai bine în munte, dar pe șaile mere bine, dacă au și ele trebuie. Și dacă știi să le grijești, au șaii și le mere fix ca munte. Așa că, am nedou să mă duc, așa ni să mai văd poienile, să mai... Că... Cum ți-am spus, era fain, mă vedea o stână, mă vedea că unii mei auzăi o vorbă, care cum vorbea de la stână, auzăi ce vorbește. Cum era pe partea de către bilboreni sau de pila sărmași, acolo deja era păienile, deja vedeai stâni, vedeai când bă, l-au băgat la strungă, la mulio pornit, vedeai. Era fain. Spune-mi niște întâmplări cu animalele sălbatice din munte. Dar pe când am fost de... 13 ani, cum v-am spus, m-a dus în munte, la un unceș, să dau un strungă. Am stat acolo, cam vreo două luni de zile. Prima întâmplare a fost într-o noapte, de copil fiind, dar nu știa, eu nu știam de urs și nu știam de alea. Eu dormeam în stână și dumnealui dormea lângă urs și s-a țipat noaptea ursul în coșăr, că era atunci amuți vreo... Și în 6 de zile era un urs, l-a făcut foarte mult ravagi în muntile alea atunci. Și ca, nu, s-a țipat în coșor și-a luat o oaie și-a țipat o piste coșor. Eu am auzit din stână și am ieșit. Dacă spun sincer, am gândit că-i câine. O trecui așa nipi lângă mine și a venit un ceașul și striga Adam lanterna și buta. El fără lanternă, fără nimic. Doamne ferește, atunci usul pe lângă mine așa ne-o trecut, că eu cum am ieșit din stână, usul pe dinaintea stânii, pe lângă mine. Eu am gândit că-i câine, după aia au mers câinii după el. Soarele tău, o zis un ceașul, ia munea ce călca usul, ce omoră. De unde să știu, când colo până i-o luată oaie, tot o zăbgit-o, deci o prins-o cu gura de spinare, i-o lupt spinarea. Ia așa ni să fie, i-o lupt spinarea. Și atunci, de atunci, continuu, nu de dumite, cu cetri, cu bolohani, trebuie să stai foc făcut în coșer. Aveam câini. Dar era șmecherus. Când știe că amu câini erau obosâți, când știe că domn câinii, era în coșer.
Au făcut multe pagube? Au făcut foarte multe. Foarte multe pagube. Atunci, în vara aia, foarte multe pagube. Ăla, ești când ieșeam pe iană, știai că e ceva. Prin câini așa ne vine cu câinii, putea să prindă câinii de el. Dar n-avem câini, numai 4 câini avem. Că atunci a fost dată legea aia, că numai atâția câini ai voie să ții. Puteai așa în ea și poți să sui călare pe vacă. Răgnea vacă, ce să-i faci? Nu a murit-o de-o murit, că de rău scos-o, dar copil, mă fereu, oamenii în vârstă, mă feresc să nu văd, că știi că mă chem și să mă duc acasă, tătaia zice, mă duc acasă, eu nu mai stau, mă chem. Și apă amu, cu timpul când am crescut, amu nu mă chem. Nu mă chem, dar zice să mă chem. Că dacă poate vede că te chem, poate chiar atunci se prinde curaj metal. Când vede că nu leși după el, să cam trage, să cam dă. Ce simte? Să simte că... Nu. Mai ales ai și câini bun și să dai curaj la câini, atunci n-are șansă împotriva ta. Am văzut foarte mult. Și când am fost în Almunce, în Salazdu, și acolo, continuu, us, lup, lup mai mult a fost acolo, că era zona luposă. Continuu. O fugit, poate că și după noi o fugit. Că am umblat foarte mult cu oile pe muntele ăla și... Mi-a dat depis câte unul, am dat și piste o soică de pui și când am... Ăla s-a luat o soică după noi. Și fugi unde, de, ne-am băgat pe unde am putut. Bă, eram eu cu încă unul de 30 de ani, fugi unde te-ați cu un pistul rădășin. Deci ați fugit de... Am fugit de aia. N-au avut treabă cu oile. Au avut treabă cu noi, că i-am deranjat locul. Printre oi și numai după noi. Care cum ai apucat, pe unde ai găsit o gaură, o șoată picată, pe acolo ce ai băgat numai să nu te ajungă. Te-ai ferit, Doamne ferește. Uite, ne-a rupt un câine atunci. Numai câinile ăla știe cum, o săptămână n-o vine la stân. Multe, a fost multe. E ferească Dumnezeu de ele. Atunci m-am spălat, am zis, nu mi-ntrebe ui, ia că tă la ui am ajuns. Zic că am uge scap, zic, nu mi-ntrebe ui. Ia că tă la ui, că am scăpat. Dar hai să-ți mai spui o întâmplare cu usul, asta a fost anul trecut, tăt în Călimar. Da, bă, în cuile la pădure, că... După ce s-a uscat, a fost asta, a fost cam prin august. După ce s-a uscat iarba pe poiană, ce să-mi mânge oile și caprile? Mai merem pe la pădure. Da, și o luăm, coborâm de pe acasă, coborâm într-un izvor, îi zice lumea așa. Mă, și eram cu tovarășul, cu virgulă care am fost anul trecut. Da, dumnealui om în vârstă l-am lăsat înainte am stat în cauda oilor. Că mă le mânam, le mergă la de pe o parte pe altă. Bă, și se bagă caprile, că caprile umblă rău, tădeauna umblă, foarte rău umblă caprile. Bă, s-o băga așa ni printre niște brădări. N-o zgera, n-o răgni nici o cap. Nu m-au dat câinii dintr-o dată, că coborând pe piciorul ăla la vale, de pe casta aia, pe piciorul la vale, izvor, zăpăge, când i-o dat de urmă, dar usul a fost șmecher, că a fost us bătrân. Le-o dat urma la câini și el, pac, s-a țipat în braț și o aștepta numai prada. Când a ajuns câinii în cauda oilor, l-a simțit. Și bă, bătea câinii mă în braț, bătea câinii în braț. Să mergem să vedem și ei. Dumnealui în vârstă, la că mă duc eu. Nu, dumneata ești mai bătrân, zic, tăi aici, adică mă duc eu să mă bag. Și ca copilul prost, că nu pot să zic că să ești. Eu mă duc direct. Bătea câinii, ho, hi, ho. Prin braz, nu vedeai nimic, nici măcar jumătate de metru în fața ta. Prin braz, ia așa nimeni. Când mă duc, cam unde ești eu și unde ești dumneata, el era călare pe capră. Când îi bătea pe lângă el, era cu lapa, ține colabă, ține de grabă și cu una stăce pe capul capului să nu răgnească capul.
Da, un as în azi așa nicuiel. Mare, mă, cât o vacă. Negru, cum e murea. Sub un brad. Că deja am ajuns la pădure, așa, mai... Să vine. Și... Strâng, ho, și hii, și ține-mă, și hii, mă, și ho. Și mă dau... Mă dau să trag capra de suil. Curajos, zic, uai, îndrăznesc, nu știu ce eram eu atunci. Tăi eram curaj când vedeam că câinii pe lângă. Când dau să prind capra de pciu dinapoi, făcut urât, o mornăit odată și după mine și fugi uânuț. Am avut noroc că oamenii, omul ăsta, a avut un câine de carpatin din ăsta, ne, cum ciobănesc carpatin. Și s-o țipa dinaintea lui. Cam eu cum am fugit, dintr-o dată mi-am făcut un vânt, nu m-am mai uitat pe unde și cum. Aluneca pe o ceatră și am căzut. Și în timpul ăla am udădea cu laba să mă prinde. O sări câinile dinaintea lui și oarecum l-o mi-a oprit. În timpul ăla eu m-am ridicat și am fugit, da? Iar m-am încelecat și iar am căzut și atât am strigat la omul și era cu mine. Zic mă omoară, chiar mie le zic mă omoară. În timpul ăla și-o țipa mâna, oarecum am ajuns în marginea la braș, și-o țipa mâna așa prin braș și m-o prins de cămeașă, om, vonic. M-o prins de cămeașă și m-o țipat în m-o scos în izvor, m-o, cum cap, cum arunci o cârpă, m-a aruncat în izvor. Da, și-a pădupat hii și hoșu cu cetri, cu bolhani, am scos cumva capra. M-am băgat iar. No, am deja l-o mâna câinii, știi, am deja, am avut prins momentul ăla să trag. No, repede am luat capra și am fugit, scos-o în izvor, am luat-o în spate, am luat-o așa nipit după cap și încă nu era mortă, după aia am tăiat-o. Am luat-o în spate și am ieșit la drumul forestier și la stâng. Dar în timpul ăla, crede-mă că tot înapoi mă uitam și am fost galbin ca piara până la stâng, am fost galbin. Nu mi-o mai trebuit. Nu mi-o mai trebuit să mă mai bag. Da, ai fost conștient când ai intrat nu, așa? Sau nu. Ai avut adrenalină? Adrenalină, ia, dintr-o dată, poc. N-am conștientizat ce se poate întâmpla. Deci n-am pus rău pe primul loc, deci nu. Nu, n-am pus. Poate după ce a trecut o perioadă, ți-ai dat seama da, ce ai da, făcut. Mi-am dat seama, zic, mă, prea prostește, nu-i bine să te bagi, că poți să-ți pierzi viața. Pot să-ți pierzi viața și dacă eram singur și Doamne ferește, nu știa nimeni unde mă dușeam, atunci mă mai găsa cineva. Câinii cum au reacționat? Au fost câinii curajos? Foarte curajos, deci câinii n-au lăsat de el nicicum. Deci au prins de el? Au prins de el deloc, nu lăsa câinii de el. Am avut câini foarte buni. N-au fost numai 6, dar au fost câini buni. Au fost carpatin toți? Nu au fost carpatin, numai unul a fost carpatin, un alt a fost de Bucovina. Când ești a românești, cum ținea bătrânii mei de mult, când eu ui. Și toți au prins? Da, toți. Deci au fost câini care eu știu să ție una. Nu. Dar atât a fost baiul acolo după ce au fost de la 1 septembrie, umbla lupci și ne-au cam curățit de câini. Spune-mi cum s-a întâmplat. Deci de la 1 septembrie din munte. Da, atunci au început sezonul lor de a umbla. Că deja știi cum a fost, au început să coboare turmile la vale și am mai fost rămași numai noi cu încă vreo câteva stânci și încercau. No, și câinii s-a împărțat, ba unul merea acolo, ba nu că au fost mai mulți lupi și am s-a împărțat și apă l-a pucat. Nu m-a vedea dimineața că nu-i la mâncare și ăla știe, l-ai plecat. Am coborât la munce cu 3 câini. Din 6. No. I-ați auzit urlând? Da, i-am auzit. Da. Pau, i-am auzit. Da, și asta-i vezi, nu i-ai văzut. Nu i-am văzut. Nu i-am văzut din cauza că noaptea atacau. Eu am avut o haită care era bună de lup, dar nu lăsa coșarul nici cum. Că știe. Cred că a fost pățită, eu am fost cumpărat haita, cred că a fost pățită cu lupci și nu prea părăsă. Când era lup, nu părăsă coșarul. De lângă coșar nu merge. Așa au fost și cățării învățați, după aia. Am avut cățării cu ea și nu, poate și grijă cățării, să zic așa, nu merge, că știe că poate să duc cățării după ea. Ca un fel de mamă, vezi că și mama își protejează copilul de la rău. Așa au fost și haita asta.
În rest, haită foarte bună de vidigania. De jigări de deaște. S-au luat câinii și n-au intrat între oi? Da. Mânca câini. Prindea un câine și apă nume vine, dau 3 zile. Și apă n-am stat, după am coborât la vale, la munte, n-am stat. Că n-am ebgeuit, zic că rămânem fără câini. Și încă am pățit-o că au fost veniți oameni de aia la culeși de afine. Ne-au trăjit iară doi căței. Ea nu-s oameni. Nu-s oameni. Vine aia lăsa mizerii. Și... am avut doi căței fani și ne-au trăjit. Ai tăi? Nu, nu am nici. Alugă mă, l-a avut un cățel foarte fain, mioritic și l-a... l-a curățit aia. Nu m-au vomitat alb și nu mi-a făcut nimic. Și-a fost vaccinat, deci tot ce de parazitările i-a făcut.